Salutări, dragii mei. Mamă, ce călduri. Wow. Omul mai trebuie să și muncească. 30 de grade. Nu. 21 la umbră. 30 la soare, clar. Salutări, dragii mei! Omul mai și muncește după distracție, nu? Am fost plecat, după cum ați văzut, din filmele ce le-am postat și am venit acasă să mai facem și un pic de rânduială pe aici, cum spune românul, gospodar, pentru că a crescut iarba. Acum nu mai e, că am tuns-o. Cam așa arată. Însă de noi aparatura merge radio pe căști. Merge radio pe căști, să nu vă deranjeze la... Probabil că cam așa arată. Oh, cald. Cam așa arată. Am adus și șalupa acasă, bineînțeles că e de mai mult timp am adus-o. Da, am adus șalupa de mai mult timp am adus-o și încă nu am ieșit cu șalupa la pescuit. Uitați că vă salută, e în geam. Haide, Ica, la aer! Bine, Ica a fost afară, acum a intrat. Ce face Ica? Aha. Mai am acum să tund. Mai am porțiunea asta aici în față. Și gata. Aici în parc. După ce tund în parc, pe urmă fac un duș rece, pentru că e cald, dragii mei. Uitați, mi se uscă tufele astea aici, n-am mai plouat, vedeți, le-am tot udat. Cam o să arate din afară, v-am mai arătat de altfel, cred că v-am mai arătat, da, sigur, așa arată, uitați,
la noi. Așa arată la noi. Cred că sunt negru pe față, acum am tuns-o, a scos praf. Praf mult. Da, apropo. Apropo, am făcut un altoi aici, uitat. Cred că se prinde. Un altoi de măr. Da, măr pe măr. So, aici e cultura lui, uitați. S-a pus ceapă, nu știu ce mai are pe aici. Cam așa arată, dragii mei. Da. Să iau o pauză. Mi-a intrat praf în ochi. Cred că ar fi bine să bea o bere, nu? Ce ziceți? Uitați ce negru sunt. De la praf. Facem irigații. După ce tund iarba, întotdeauna dăm drumul la irigare. Da. Vine apa. Recunoașteți profilul. Recunoașteți profilul. Bună dimineața, dragii noștri! Iată, după o călătorie și o peripeție pe insula Elland, am ajuns acasă, dragii noștri. Trebuia să venim pentru că trebuia să tundem iarba și uitați cum e grădina, cum arată bine, a fost iarba mare. Și am rezolvat și cazul cu grădina. Am avut splendid, a fost pe Irland și o să urmeze noi peripeții, dragii noștri, noi aventuri. Așa că stați alături de noi. Și vă mulțumim celor care v-ați alăturat, dragii noștri. Și mai așteptăm câțiva și ajungem la 1000, de unde putem prelua live-urile, dragii noștri. Vă mulțumim!
Cer senin, uitați. Niciun om. Niciun nor pe cer. Am irigat pentru că n-a mai plouat și irigăm în continuu gazonul ca să nu se usuce, dragii mei, pentru că am investit în gazon foarte multe îngrășăminte, să știți. Dacă nu le dai îngrășăminte la iarbă, avem aici irigare. Dăm drumul la apă. Uitați. Și pentru tui ne trebuie foarte multă apă când e seceta. Și vă dați seama dacă se usucă tuile astea care costă enorm. Tot gardul viu, dați să-l avem. Deci tot gardul acesta viu costă enorm. Dacă se usucă, vă dați seama. Astea au început ușor să prindă viață din nou, pentru că erau și ele într-o formă ne... Au, oh, mă stropește! Da, am vrut să ies cu șalupa, dar ieri am vrut să ies cu șalupa la pescuit, dar a bătut un vânt extraordinar. Aici la cultură și-a făcut-o așa zisa zona a lui Ica și-a plantat, nu știu, aici niște ceapă și cartofi, acolo a ieșit o floare. E, are și ea o hobby. Merge, irigarea bine. Atât de mult polen este pentru că nu a plouat. Și de la flori, și de la pomi, uitați, se îngălbenește. Ieri am spălat mașina, astăzi e la loc. Degeaba, cu natura nu te poți. Așteptăm o ploaie așa puternică ca să spele tot. Florile au... Vișinii au fost înfloriți. Mărul mai are floare. Restul de la cireș și prune au înflorit și au picat florile. Au picat. Rodește. Mărul acesta e altoit în trei. În trei specii, sau cum se spune. Șalupa se odihnește. Da. Vă arăt așa dimineața grădina. A, pe prietenul meu îl cunoașteți, nu? Da. Cireșul, un păr, un prun, un vișin plantat de 2 ani, dar crește foarte încet. Vișinii cresc foarte încet, nu știu. Are multă floare. Uitați. Aici am avut un cireș, trebuie să-l scot. Aici am plantat un cireș. Sam. Cireș Sam. S-a uscat. Aici e căsuța lui Ica. Lila. De vacanță. Aici e un nou vișin.
Și vicinul acesta a făcut floare. Sper să... Aici e salce plângătoare care am tuns-o. Am tuns-o pentru că crește enorm. Ajunsese deja pe colții casei, aici. Această tuie, poate vă place. Uitați ce înaltă e. Am mai arătat-o în unele filmări, dar de fiecare dată o îndrăgesc foarte mult. Are, nu știu, dacă catargul are 12 metri, catargul de steag, de drapel, asta să aibă vreo 9, să zic tu. Da, vreo 9 metri. Aici e cultura lui Ica. Din nou cultura lui Ica. Și-a pus ceapă și usturoi, am impresia că e acolo, aici le oșteam. Ei, astea sunt mărunțișuri, așa. Aici am făcut un altoi, pe mar, am mai spus oare. Și cred că s-a prins, uitați, are floare, dar nu dă frunză, probabil. Probabil că n-am ales ceea ce trebuie. De fapt, nu l-am ales eu, că a fost o situație, altoi ăsta a fost pe mărul celălalt și l-am atins. De anul trecut era altoit. Și din greșeală, când am curățat mărul, l-am atins și s-a rupt. Și am zis, acolo nu-l mai pun, încerc pe ramura la mărul acesta. Sper să meargă. Și aici e masa de relaxare. Da, dragii mei, cam de asta am intrat să vă salutăm, să vă spunem, să vă mulțumim celor care ne-ați comentat, celor care v-ați abonat. Sper că vlogul de pe land, sper că a fost la sentimentul tuturor, că v-a plăcut, ați fost virtuale alături de noi și sigur că e o ocazie mai rară să întâlnesc majestatea sa, regele. Am fost la un sfert de metru de regină și de rege la un metru. Am avut o plimbare frumoasă în curtea regală. Am expus, ați văzut toate imaginile pe site-ul, pe YouTube și în continuare o să urmeze noi aventuri, dragii noștri, noi imagini. Sperăm că nu vă dezamăgim și vă rog, lăsați un mesaj, un comentariu dacă vă place ceea ce facem, pentru că dacă nu ne scrieți mesaje și noi nu știm, nu ne dăm seama ceea ce. Am văzut că avem din 900 și de abonați, 4-5 activi pe comentarii. Restul, nu știu, nu înțeleg. Mă rog, fiecare, nu obligăm pe nimeni, abonarea nu costă nimic, e gratis. Și fiecare face ce dorește. Ok, dragii mei, vă mulțumim, vă dorim, astăzi este sâmbătă, vă dorim un weekend minunat și până data viitoare vă spun numai bine. Ica este înăuntru în casă și eu plec, să rezolv niște lucruri și ne revedem. Pa, dragii mei! Să nu uiți să închid apa înainte de a pleca, pentru că Ica e înăuntru, poate că de altfel va da o închisă, că trec cu mașina peste purtun și nu prea e indicat să mut în zona cealaltă, dirigarea.